Cine nu e gata, îl iau cu lopata. La ce te mă rogezi, mire prea mire pe nea, miștoare, că am tu mensaren. Ia-o, bună dimineața! Zita, da. Mă uit la tine, de cap tu te mipen, orică de clăs-o proșero, lolo. Lolo. Hai, jal mă gând-o, orta, cu curca că e ciorena supra de reava, o mare, oh. Hai, penal. Menase-o marinari, sunt capitanii. Da, da, hai, da, 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 da. Ace buca, te pe navareso. Dragi prieteni, bună dimineața, intrați pe pagina de Facebook a emisiunii Și eu m-am născut în România. Acolo așteptăm mesajele dumneavoastră despre emisiune și multe like-uri. Sorin mă distorsionează, ca să zic așa. Dragi prieteni, astăzi lucruri interesante. La Și eu m-am născut în România, nu ratați niciun moment, da? Rămâneți alături de noi. Acum vedem care sunt titlurile ediției de astăzi. Tu continuă cu bam, 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 bam. Eu nu soi marinero, soi capitan. Titlurile ediției, am zis. Săptămâna aceasta la Inforom vedem care sunt cele mai discriminate minorități potrivit ultimelor statistici. Tot acum aflăm și informații despre locurile speciale pentru romi la licee, dar și la facultăți. Acestea, dar și alte știri, urmăriți la Inforom. La un ceai cu rom, invitatul nostru este Eduard Petrescu, reprezentant UNICEF. Vom discuta astăzi despre fenomenul discriminării în școli. Cât de afectați sunt copiii rom de segregare, aflați imediat. Romul de 10 este Ștefan Miu, nepotul maestrului Miele Bibescu. El studiază clarinetul și vrea să aibă o carieră strălucită în muzică. Nu plecați, revenim în câteva minute la cea mai iubită emisiune cu și despre romi. Și eu m-am născut în România. Sorin Sandu, ce faci? Unde pleci în vacanță? Vrei să zici ceva și nu te-am lăsat? Și fiate, ce mă gândeam? Da. Privea în zare cum pe mări răsare și străluce. Pe mări? Ascultă, pe mări! Răsare și străluce pe mișcătoarele cărări, corăbii negre duce. Pe mări, ce spune? M-a întrebat ceva, unde mă duci? Am zis pe mări. A, pleci. Privea în zare cum pe mări. Pleci, pe nu. Care mare? Pe Marea Primordială. Au. Marea Primordială, după care voi trece un pic prin Marea Marmara și apoi voi reveni în Oceanul Primordial, de unde s-au născut toți cei pe care noi îi cunoaștem și pe care noi îi cunoaștem. Ți-ai revenit? Da, iar suntem la emisiunea Și eu m-am născut în România, pe pământ, pe Terra. În momentele următoare voi merge pe Terra. Pentru a vedea, ești pe Terra. Da, voi merge și voi călători pe Terra pentru a vedea ce se mai întâmplă cu romii prin această țară. Așadar, dragi prieteni, Info Rom. Adică romane nefimata. iunie 1941, Mareșalul Ion Antonescu trimite un ordin Ministerului Propagandei Naționale prin care cere identificarea jidanilor a agenților comuniști și a simpatizanților, după cum se menționează în dispoziție. La data de 22 iunie, în prima zi de război, sunt postate în Iași afișe ce instigă la pogrom și care îi culpabilizează pe evrei pentru presupusa colaborare cu RSS-ul. În dimineața zilei de 29 iunie, convoaie de evrei din diferite cartiere ale Iașului sunt dirijate spre poliție, iar la ora amiezei începe masacrul, în timpul căruia evreii sunt jefuiți, bătuți și uciși. Cei care supraviețuiesc masacrului sunt duși la gară pentru a fi evacuați, în conformitate cu ordinele date de Ion Antonescu. Evreii sunt înghesuiți în vagoane de marfă, cunoscute sub denumirea de trenurile morții. Ferestrele vagoanelor sunt astupate, iar atmosfera devine sufocantă. Într-unul dintre trenuri cu direcția Călăraș sunt adunați 5.000 de evrei, dar supraviețuiesc numai 1.011. Cel de-al doilea tren cu direcția Podoiloaiei număra un total de 2.700 de evrei, dar rata de supraviețuire este dramatică, numai 700 mai văd lumina zilei. Principalele cauze ale deceselor sunt asfixierea și deshidratarea. În acest context, recent s-au născut dezbateri care anunță că supraviețuitorii și rudele victimelor ar putea primi compensații materiale de la statul german. Vestea vine ca urmare a unui reportaj realizat de televiziunea NBC News, intitulat Trenurile morții. Va plăti Germania în cele din urmă supraviețuitorii Holocaustului din Iași? Negociator șef al supraviețuitorilor este diplomatul și avocatul american Stuart Eisenstadt. Acesta a declarat pentru NBC News că suferințele îndurate de evreii din Iași se încadrează în condițiile deja stabilite pentru ca germanii să plătească despăgubiri. Guvernul german a recunoscut decesele evreilor în trenurile morții drept crime de război,
dar până în prezent nu a considerat că trebuie să plătească compensații acestora, ci doar celor care au fost ținuți în ghetouri deschise sau în lagărele de concentrare. În cursul acestei săptămâni, la Berlin, oficialii germani vor începe discuții cu reprezentanții a aproximativ 1000 de supraviețuitori evrei din Iași pentru a negocia eventualele despăgubiri. Cu doar câteva zile înaintea repartizării candidaților romi pe locurile speciale la licee, reprezentanții Partidei Romilor au organizat o amplă ședință de informare. Acțiunea a avut loc pentru a veni în sprijinul elevilor, dar și al părinților. Peste 400 de persoane au luat parte la această întrunire, în dorința de a se informa cât mai bine pe această temă. Domnule, cu ce numărul total de clase, clasele de a noua, este 7. Distribuite astfel. La profilul Mate Info 3, la științe ale naturii 1, la filologie o clasă și la științe sociale 2 clase. Total 7 clase. Numărul de locuri pentru rom, am pus coloana aceasta. Total 7 locuri. În sala de festivități a Liceului Teoretic Bilingv Miguel de Cervantes au fost prezenți liderii filialelor de sectoare ai Partidei Romilor, dar și reprezentanții Inspectoratului Școlar al Municipiului București. Noi lucrăm și lucrăm pentru dumneavoastră să vă informăm ca copiii dumneavoastră, etnia noastră, să progreseze. Eu am avut o datorie de a vă informa din toate punctele de vedere. Dacă veți fi uniți, veți câștiga ca etnie din toate punctele de vedere. Să fiți uniți, să vă informați, pentru că așa veți reuși. În cadrul acțiunii, elevii și părinții care au avut nelămuriri au primit răspunsurile dorite. Ce anume vrei să urmezi și cât de importantă este această sesiune de informare de azi? Să urmez școala profesională, să devin un bucătar. Ca să am un bun în viață, o meserie. Foarte importantă. Doar ce trebuie să știm cum să ne informăm și ce să facem. Părinții te sprijină? Da, mă sprijină foarte mult, am venit cu mama. Mult succes! Mulțumesc! E foarte importantă, e foarte bine că a făcut treaba asta pentru informare și noi ca părinți, ca să înțelegem despre ce e vorba, să vedem și noi ce opțiune au ca copii, ca... E chiar bună, e o opțiune bună. Ce urați copilului acum pe ultima 100 de metri? Succes și ce să zic, să învețe și să fie cu minte, nu? Ca orice părinte, vă dați seama, ca oricine. Vrea să urmeze un liceu după... media care a luat-o și după meritul lui de cum a învățat la școală și... Cât de importantă a fost această sesiune de informare de azi? Foarte importantă, pentru că oamenii știu ce să aleagă liceile după capacitatea copiilor lor. Am venit cu băiatul, îl sprijinim pentru a face o educație mult mai avantajată pentru el, pentru noi, pentru generația următoare. Ce vrea să urmeze? Uman. La uman. Noi suntem din Otopeni. Și vrem să meargă tot acolo. În fiecare an, pentru a beneficia de locurile rezervate la licee, elevii trebuie să obțină recomandarea de apartenență la etnia romă. Aceasta este eliberată în mod gratuit de către organizațiile rome. Vă amintim că repartizarea are loc în ședință publică, în ordinea descrescătoare a mediilor, conform opțiunilor exprimate. În situația în care locurile speciale pentru romi nu sunt ocupate, ele sunt folosite pentru rezolvarea cazurilor speciale. Menționăm faptul că admiterea candidaților de etnie romă se face în limita a 1-2 locuri pe clasă, peste numărul de locuri acordat prin planul de școlarizare pentru anul școlar în curs, aprobat de Ministerul Educației. Măsura de a rezerva locuri pentru elevii romi are ca obiectiv prevenirea abandonului școlar și creșterea ratei de participare a elevilor romi la nivel de liceu. La romul de 10 îl cunoaștem pe nepotul celebrului instrumentist Miele Bibescu. Artistul speră că Ștefan îi va călca pe urme și vor cânta împreună. Haideți să-l cunoaștem! În cele ce urmează vă arătăm care este situația cu locurile speciale alocate romilor în sistemul de învățământ superior pentru anul școlar 2017-2018. În București, anul acesta, cele mai multe locuri pentru romi au fost acordate la următoarele universități. Universitatea Politehnică, 8 locuri la licență, 4 la masterat și 5 la doctorat,
Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară, 5 locuri la licență, 5 la masterat și 2 la doctorat, Școala Națională de Studii Politice și Administrative, 10 locuri la licență, 5 la masterat și 2 la doctorat, Universitatea din București, 61 de locuri la licență și 28 la masterat. Locuri speciale pentru romi la universități sunt acordate și în celelalte orașe ale țării, după cum urmează. Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca oferă 60 de locuri la licență, 25 la masterat și 9 la doctorat. Universitatea din Craiova, 33 de locuri la licență, 14 la masterat și 3 la doctorat. Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iași, 14 locuri la licență, 12 la masterat și 5 la doctorat. Universitatea din Pitești, 46 de locuri la licență, 29 la masterat și 2 la doctorat. Universitatea de Vest din Timișoara, 30 de locuri la licență, 12 la masterat și 3 la doctorat și altele. Primele locuri acordate pentru romi în învățământul universitar au fost repartizate în anul 1992. La Facultatea de Asistență Socială din cadrul Universității București a fost atunci implementată măsura de încurajare a tinerilor romi prin alocarea a 10 locuri. Un an mai târziu, alte 3 universități acordau locuri pentru romi, în Iași, Timișoara și Cluj-Napoca. Numărul acestora a crescut de la an la an, doar în folosul tinerilor care vor să studieze. Cea mai recentă cercetare de marketing semnată de compania britanică YouGov a semnalat care sunt cele mai intolerante țări din Europa în privința grupurilor vulnerabile: romi, musulmani, evrei, persoane de culoare și homosexuali. Rata cea mai mare de intoleranță și discriminare se îndreaptă spre populația de etnie romă, urmată apoi de populația musulmană. După cum arată și clasamentul, Danemarca conduce detașat cu o rată de intoleranță de 72%. Este urmată de Marea Britanie cu un procent de 58%, apoi de Franța cu 55%, Finlanda 53%, Suedia 45%, Germania 42% și Norvegia 40%. Raportul vine în completarea unei alte analize din anul 2012, când Comisia Europeană a semnalat faptul că problema majoră a multor state din Europa rămâne în continuare fenomenul îngrijorător al antițiganismului. De menționat este că în Europa există 6 milioane de romi, majoritatea regăsindu-se în Europa de Est. Statisticile realizate de către organizația Amnesty International în anul 2012 a estimat că aproape 2 milioane de romi se regăsesc numai în România, urmată de Bulgaria, unde populația romă ajunge la 750.000 de locuitori, Ungaria, unde sunt 700.000 de romi, și Macedonia, unde sunt 200.000 de romi.
Deci, Sorin, ce avem la Romul de 10? E o rubrică care mie îmi place foarte mult, pentru că aici găsim copii foarte talentați, nu mai copii, oameni de etnie romă în general foarte talentați. Dar astăzi avem un băiat la fel de talentat ca și cei pe care i-am prezentat până acum și am înțeles că se numește Ștefan Miu. Ce alte lucruri poți să-mi spui despre el? De ce s-ar cărez? Și da, Sorin, ce avem noi astăzi? A, avem despre Ștefan Miu, un băiat talentat de 12 ani. Dar ce mai avem noi astăzi? Tu pucezi, tu desanglal. Sara, adică eu șutez, eu dau cu capul cum ar veni. Eu centrez, eu dau cu capul. Da. Sunt de penau. Sii cea oro, că ești nepotul Mielescu, ro, Bibescu. A, e nepotul domnului Miele Bibescu, da. Tanși Berș, studii să dea o piano. 5 ani a studiat pianul, așa. Hai, pala lui Hapal al Tanși Berș. Diclea o cu o clarinetă, o silescă mai laciu. După ce a studiat pianul și a dat seama că îi place mai mult clarinetul. Ai să lezi 2 bergi de cana bașabel cu clarinetă o zita. Și deja are 2 ani de când studiază acest instrument. Hai, mea, cam azi că te aresel mai baro de Sarsi, o Miele Bibescu. Iar noi dorim să ajungă să-l depășească pe bunicul său, Miele Bibescu. Te dica sa cana o rom deșe gradengoro. O mai baro gradus eu deșanesc. Vedem, așa cum zice Sorin Sandu, colegul meu Sorin Sandu, romul de 10 grade. Poate fi mai frumos decât să-ți vezi copiii crescând și să fii mândru de ei? Ce poate fi mai frumos decât să-ți transformi pasiunea într-un mod de a trăi? Când iubești muzica, nu te lași de ea toată viața, spunea Miele Bibescu. Se întâmplă asta doar atunci când simți că ai ceva de oferit ca artist, când simți că te poți exprima doar prin muzică. Miele Bibescu este unul dintre cei mai respectați și îndrăgiți clarinetiști de la noi din țară și nu numai. În plus, el a devenit și un virtuoz al saxofonului. Același drum muzical își dorește și pentru nepotul său, Ștefan, acum în vârstă de 12 ani, cel pe care îl iubește ca pe ochii din cap și căruia îi cultivă creativitatea muzicală. Eu studiez cu bunicul meu zilnic studii, game, exerciții de clarinet. Ștefi e un băiat bun și, sincer să fiu, e mângâierea sufletului meu, pentru că eu n-am avut băieți. Dar mi-a dat Dumnezeu cel mai frumos băiat și cel mai ascultător. Și vreau să spun că el față de mine, sunt singurul din familie care are cel mai mare respect, frică, dar totodată suntem și cei mai buni. Și cum făceam noi când erai tu mic? Mai ții minte? Gamele îți dezvoltă simțul, tehnica și auzul. Fără studiu, nu faci doi mari. Totul în jurul lui Miele Bibescu te duce cu gândul la muzică. Gesturile, timbrul vocii și mai ales poveștile artistului. O muzică fantastică, o îmbinare plină de farmec între jazz și muzica leutărească, pe care astăzi puțini muzicanți o mai cântă. Un geniu al clarinetului, Miele Bibescu este unul dintre marii ei reprezentanți, aplaudat pe scenele lumii, începând cu Japonia, continuând cu Europa și Statele Unite ale Americii. Iar istoria nu se oprește aici. A umblat cât e lumea, în lung și în lat, a cântat peste tot, de dor, de jale și de inima albastră. A cântat cu foc la inimă, cum se spune. Asta își dorește și pentru nepotul lui, care a făcut din clarinet o pasiune. Nu prea am timp de joacă mereu, că studiez. Îmi place și muzica clasică, și jazz, și muzica lăutărească, toate genurile. Am făcut o sonatină de Handel și un concert. Ce
ai aptitudini mari, dar trebuie să studiezi foarte mult. Ai spus 4-5 ore, eu nu sunt mulțumit cu 4-5 ore toată ziua, ca să ajungi la un nivel mare. Tânărul a povestit cum a prins drag de acest instrument. Deși a început să studieze mai întâi pianul, cu timpul el a fost atras tot mai mult de clarinet, asemeni bunicului său celebru, și vrea să-i calce pe urme. Mai mult decât atât, tatălui este unul dintre cei mai renumiți virtuozi ai țambalului, George Miu. De la 5 ani până la 10 ani am făcut pian. Și de la 10 la 12 ani am făcut clarinet. Ce te-a făcut să te îndrepți spre acest instrument? M-am văzut la tataie. Un copil foarte bun. Foarte, foarte bun. Un minte ascultător. La ce concursuri a fost, a venit numai cu premiul întâi. E foarte conștiincios, studiază foarte mult. De fapt, noi suntem prieteni. Și până în studiu, studiem foarte mult împreună. Sper că într-un an, doi, nu? O să fim colegi. Ștefan a găsit în clarinet un prieten devotat. În fiecare zi studiază ore în șir, în loc să se joace ca alți copii de vârsta lui. Este înzestrat cu sensibilitate artistică și are o tehnică deosebită. E un perfecționist prin excelență. Deși mai are încă multe de învățat, este dedicat și știe că va reuși să ajungă cineva în viață. Vreau să mulțumesc lui doamna Venera Babei și pentru că m-a învățat să cânt la pian și domnului profesor Nicu Spătaru pentru ce am învățat de la el, ce am realizat de la concursuri. Mi-ar plăcea să cânt alături de tata, de bunicul meu. Mi-ar plăcea să duc și tradiția familiei mai departe, să duc numele lor mai departe. Vreau să fie mândri de mine. Aș dori ca într-o zi Ștefii să spun așa, știi? Că el îmi spune tată, nu bunicule, îmi spui tu mie, bunicule, așa? Nu, tată, nu? Așa. Să-mi spun, auzi, stai jos, că tu nu mai știi să cânti. Cânt eu mai bine ca tine. Și eu să stau și să te admiri și să-i mulțumesc lui Dumnezeu ce mi-a dat. Miele Bibescu speră că și Ștefan va reuși să cânte pe marile scene ale lumii. El știe că puterea divină veghează mai cu seamă sufletele artiștilor. Până în ultima clipă, până la ultimul sunet. Studiu, respect, cumințenie. Asta e tot. Și eu m-am născut în România. Viață bună, viață rea, că nimica nu te-aș da. Cum ești tu,
la tine viață. Viață bună, viață rea, că nimica nu te-aș da. Cum ești tu, ești viața mea, măi. Chiar de mi-ai adus lacrimi pe față. Eu tot țin la tine viață. Și-am răbdat, viață nu te-am blestemat. Chiar de-am plâns și am oftat. Atunci când am dat de bine, am prins nădejde în mine. Eu am râs viață de tine. Când mi-a fost greu am răbdat, viață nu te-am blestemat. Chiar de-am plâns și am oftat. Apoi când am dat de bine, am prins nădejde în mine. Și am râs viață de tine. Viață bună, viață rea, viața mea, măi. Chiar de mi-ai adus lacrimi pe față. Eu tot țin la tine viață. Viață bună, viață rea, că nimica nu te-aș da. Cum ești tu, ești viața mea, măi. Chiar de mi-ai adus lacrimi pe față. Eu tot țin la tine viață. Tu cu mine mai glumești, dar te iau așa cum ești. Bunerea eu te trăiesc, că oricât pot să plătesc, altă viață nu găsesc. Viață mă mai păcălești, tu cu mine mai glumești, dar te iau așa cum ești. Bunerea eu te trăiesc, că oricât pot să plătesc, altă viață nu găsesc. Viață bună, viață rea, că nimica nu te-aș da. Cum ești tu, ești viața mea, măi. Chiar de mi-ai adus lacrimi pe față. Eu tot țin la tine viață. Viață bună, viață rea, că nimica nu te-aș da. Cum ești tu, ești viața mea, măi. Chiar de mi-ai adus lacrimi pe față. Eu tot țin la tine viață. Doamne, zi și noapte, dă-i lui tata sănătate. Știu că poți și ți-e ușor să-l faci nemuritor, vai. Când are o supărare, tace și să ține tare. Toată viața cât trăiesc, n-am să pot să-i mulțumesc, vai. Să-l fac să se simtă bine, a fost tată pentru mine. Mai oprește, Doamne, roata, nu-l îmbătrâni pe tata. Faci, frate, cu durerea. Am muncit prin ploi și soare, tatăl meu cu suflet mare. Toată viața cât trăiesc, n-am să pot să-i mulțumesc, vai. Să-l fac să se simtă bine, a fost tată pentru mine.
n-am să pot să-i mulțumesc, vai. Să-l fac să se simtă bine, a fost tată pentru mine. Să nu plângă niciodată, am, Doamne, cel mai bun tată. Să-l fac să se simtă bine, a fost tată pentru mine. La Un ceai cu rom vedeți un film care aduce în prim plan discriminarea în școli. Invitatul nostru de astăzi este Eduard Petrescu, coordonator programe UNICEF. Acesta ne dezvăluie care sunt progresele înregistrate de UNICEF, dar și care sunt prioritățile pentru următoarea perioadă. Revenim în câteva momente. Da, eu sunt pregătită, Sorin, să beau un ceai cu rom. Și eu sunt foarte pregătit, vom bea un ceai cu rom, dragi prieteni, astăzi. Sigur, pretext de discuție, pretext de dezbatere. Vom dezbate despre segregarea școlară, despre discriminarea copiilor romi în școli. Cu reprezentantul UNICEF-ului, domnul Eduard Petrescu, va fi prezent aici la noi în studio, coordonator de program în cadrul UNICEF. Vom vedea ce face UNICEF-ul în acest moment. Sigur, proiecte în care interesul copilului primează zita și un lucru foarte interesant, o nouă modalitate de a conștientiza oamenii cu privire la existența acestui fenomen care se numește segregare școlară și de aici de a provoca reacții, dezbateri și ulterior de a găsi posibile soluții, dar vom vorbi. Vom vedea, vom vedea. Așadar, discuții interesante astăzi la Un ceai cu rom. Nu ratați, beți un ceai cu rom alături de noi. Dragi prieteni, astăzi la Un ceai cu rom vorbim despre școală. Da, știm, este vacanță, cei mici, cei mai mari elevii se bucură de o bine meritată vacanță, dar știm în același timp că este un prilej foarte potrivit pentru a vorbi despre segregarea școlară. Este un fenomen care există în România, este un fenomen care a fost acceptat, a cărui existență a fost acceptată chiar de către miniștrii ai educației. Așadar, vorbim despre segregarea elevilor romi în școala din România. Și vorbim despre acest lucru cu domnul Eduard Petrescu, coordonator programe în cadrul UNICEF. Domnule Eduard Petrescu, bine ați venit! Mulțumesc pentru invitație și bine v-am găsit! Știm că UNICEF derulează în acest moment un program mai amplu în județul Bacău și nu numai în județul Bacău, dar știm că aici unul dintre produsele, să zicem, artistice ale proiectului nostru este un filmuleț. Haideți să ne povestiți puțin despre... Sunt câteva filmulețe, nu doar unul singur. Haideți să ne povestiți un pic pentru început despre ceea ce faceți la Bacău și apoi, cu permisiunea prietenilor noștri și în beneficiul domnilor lor, vom vedea un filmuleț realizat de UNICEF. Vom povesti la momentul respectiv despre ce este vorba. În Bacău, cam din 2014, la sfârșitul 2014, am început un proiect prin care testăm acordarea de servicii integrate la nivelul comunității. Sună așa foarte pompos, dar în final este un fel de exercițiu prin care punem în centru copilul și ne asigurăm că, pe de-o parte, acasă, copilul și familia primesc servicii, atât sociale, medicale și educaționale, dar... Și la școală este o altă dimensiune a acestui pachet, unde ne asigurăm că odată copilul ce a ajuns la școală învață cu adevărat ceva. Adică parcursul școlar nu este unul doar făcut de dragul de a spune că a făcut X clase, ci este unul în urma căruia copilul poate să dezvolte și poate să își atingă potențial. Programul este în beneficiul numai al copiilor rom și al familiilor de rom sau vă referiți nu. La toți? El este un program, e dificil să singularizezi familiile rome din cadrul unei comunități. Programul pornește de la o premisă și anume aceea că toți copiii au nevoie de un pachet minim de servicii cu o componentă foarte puternică de prevenire, tocmai în ideea de a reuși din timp să identifici și să eviți cauzele pentru care copiii ajung să fie în situații de excluziune socială.
În prima fază, programul a făcut un fel de recensământ social, deci am bătut la toate ușile gospodăriilor din acele comunități și e vorba de 34 de comunități rurale și încă 11 urbane. În cele rurale, în marea majoritate, cred că s-au bătut la toate ușile și s-au deschis toate ușile. Deci am reușit să facem un inventar al tuturor familiilor existente acolo. Asta e foarte interesant, da? Făcând acest inventar, pe baza acestui inventar, am reușit să identificăm mai multe tipuri de riscuri la care sunt copiii supuși și toată această identificare de riscuri nu s-a făcut doar de dragul, nu știu, unei științe, unui inventar, s-a făcut pentru a reuși să le acordăm servicii. Deci riscurile identificate ulterior au fost adresate prin anumite tipuri de servicii. Noi le numim un pachet minim de servicii integrate pentru că am încercat și am reușit să aducem la oaltă un asistent social, un asistent medical comunitar și un consilier școlar plus un mediator școlar în anumite asta comunități. Asta vreau să vă întreb dacă v-a adresat și mediatorul școlar. Da, sunt și mediatori, absolut. Și mediator sanitar. Aici, felul în care reușim să selectăm copiii este în urma acestei evaluări a vulnerabilităților. Din nefericire, și aici, de aceea, copiii romi ajung să fie subiectul predilect al unei astfel de intervenții este pentru că, din păcate, familiile rome și copiii romi sunt mult mai expuși riscurilor de excluziune aici socială. Aici e vulnerabilitatea cea mai mare în sensul ăsta. Absolut. Și aici, bine, avem discuția legată de auto-identificați sau hetero-identificați. Unii dintre romi se declară romi, alții, primăria spune, sunt romi. Ei nu se declară romi, ei spun suntem români. Dar asta e mai puțin important. Important este că ajungem cu serviciile la copiii cei mai vulnerabili. Și din punctul ăsta de vedere, serviciile ajung să fie acordate atât acasă cât și la școală. Pe principiul că un pachet îl duce pe copil la școală, celălalt pachet se asigură că învață ceva acolo. Trebuie să susțin, într-adevăr, numai procesul de învățare este important, absolut, ci și susținerea din afară. Dar vreau să vorbim acum puțin despre următoarea situație cu dumneavoastră și cu prietenii noștri telespectatori. Presupunem că și dânsii sunt participanți activi la discuția noastră. Așadar, subiectul este următorul. O școală din România primește 47 de cereri de înscriere la clasa 1-a. Directoarea înființează o clasă separată pentru romi și o alocă unei învățătoare tinere. Apoi transformă clasa, este o fostă magazie. Această fostă magazie este transformată în sală de clasă. Ulterior, părinții fac plângere la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării și se iau măsuri. Aici, acesta este subiectul filmulețului, un filmuleț producție UIA Basca, în regia lui Marius Olteanu pentru UNICEF în România, un film care a fost prezentat în premieră la Festivalul Internațional de Film din Transilvania. Da? A fost prezentat la TIF. Pentru că dramatizarea acestei situații reale, care a fost un caz reclamat către Consiliul Național de Combatere a Discriminării, a ieșit neașteptat de bine și chiar suntem mândri alături de echipa care a produs acest film. Am recunoscut filmuleț acolo pe... Eu am văzut filmulețul și înainte de a veni dumneavoastră la noi. Am recunoscut acolo pe Mihaela Sârbu, da. De exemplu. Dar vă propun să urmărim filmulețul și apoi povestim despre filmuleț, despre situația respectivă și de aici extindem un pic subiectul. Urmărim filmulețul realizat de UNICEF și vă mulțumim că suntem prima televiziune unde apare acest film, înțeleg. N-am mulțumim mai că ați acceptat să este găzduiți. Bucuria noastră în premieră la noi și cu mulțumiri către UNICEF, filmulețul despre care vorbeam și revenim pentru a discuta pe tema lui și extinde subiectul. Ia un loc în spațiu și iartă-mă că te-am lăsat să aștepți, dar nu-mi văd capul de treabă. O să mă mănânce ăștia cu fulgi cu tot. Ia un loc. Ia uite, să răci și cafea. Tu cum mai ești? Bine. Foarte bine, mă bucur. Bravo. Deci, scumpa, unul și cu unul fac doi. Uite de ce te-am chemat aici. 47. 47 de înscrieri avem anul ăsta la clasa 1. Ce zici? Păi e bine, nu? E, așa bine nu doresc nici la dușmanii mei. Am fost la minister
Le-am zis să ne mai aprobe o clasă de tradițional, știi? Cu telefoane, cu sărumâna, mă știi doar. Am rezolvat. Ce nu fac eu pentru copiii ăștia? Da, stai așa că... Alo, Gelu. Ce sărumâna, dragă? Nu ne-am văzut acum 10 minute? Auzi? Da, da. Auzi, Gelu, du-te la Tomiță și spune-i să dea o fugă la sala aia pe care am transformat-o noi în depozit. Da, aia de lângă sala de sport. Da, dragă, acum, normal că acum. Ei. Păi și ce vrei să fac eu? Auzi și spune să ia și toate cheile, da? A, niște butori. Iubita, nici nu te-am întrebat. Vrei niște apă, ceva? A, nu, mulțumesc. Nu? Foarte bine, să nu vrei nimic. Așa, deci. Iubita, cum ziceam, ne-au aprobat clasa de tradițional, toate bune și frumoase. Acum, majoritatea sunt bruneți. Ăștia știi și tu cum sunt. Se scriu 47 și vin 20. Nu-i vorbă, că și când vin, mai bine nu spun nimic, da? Bun. Și de-aia am zis să facem o clasă doar pentru ei, știi? Ei între ei. Leșilor mai bine. Și de-aia m-am gândit la tine. M-am gândit pe cine cunosc eu. Tânără, proaspătă, dornică de muncă, capabilă, flexibilă, alea, alea, pe cine? Pe măriuca noastră. Să rămână. E, fii liniștită. Bun, deci... Tu trebuie să te pregătești acum, că numai mâine e 15 septembrie și avem o mulțime de treabă de făcut, da? Bun, eu, da, eu am început deja să mă pregătesc. Mai vezi că ăștia sunt mai grei de cap decât ai noștri, da? Și leneș, mă rog. Eu nu cred că sunt. Fii atentă, entuziasmul n-a omorât pe nimeni, da? Vezi tu, așa. Hai, mergem să vedem sala. Să stai liniștită că eu am pus să semneze că aduc copiii. Doar mănâncă dacă nu. Bine, ăștia nu sunt de cursă lungă, dragă, ca românii. Ia uite, toate ușile le lasă deschise. Mulți cedează pe parcurs, da? Noi să fim cu conștiința împăcată că ne-am făcut treaba. Hai, Tomiță, mai deschide și tu ușa asta de când în când, că o să ne mănânce. Da, minune! Măi, măi, ce zice fata asta? Unde a venit? Când ieșim de aici să o chem pe tanța, că... Ia uite, măi, și scaunul ăla verde din cancelarie. Păi, sună acum. Pă, pe camera asta a văzut cârpă de praf cum am văzut eu Siria. Ța. Nu e bine. Ne apucă Crăciunul și nu terminăm aici. Mai e și sala aia din fundul curții mici. Care, dragă? Aia unde au crăpat Sevilla cu 2 ani. Acu 2 ani? Măi, ce-mi faceți voi mie? Ce-mi faceți voi mie? Hai să ieșim aici, că nu mă apucă toate alea. Mă mănâncă și pielea. Și știi care e problema? Nimeni nu știe. Nimeni nu știe cât mă dau peste cap pentru ei. Toate condițiile le fac. Și după aia vine nu știu cine și zice, doamnă, dar pe noștri nu-i tratați ca pe ceilalți. Doamnă directoare, dar să știți că aici în clădirea asta nu-i baie. Trebuie să meargă în clădirea cea nouă. Bravo, dragă, vorbiș. Ce crezi, că de unde vin copiii ăștia? De la Versailles? O să se simtă ca acasă, cu WC-ul în curte. Vezi tu, Tanțo, de-aia nu se șterge praful singur, da? Că sunteți toți deștepți. Și încălzirea? Păi vouă vi s-a urcat democrația la cap? O să reparăm când o să avem bani. Ce ți se pare, că ne dau bani afară din casă? Altă întrebare. Hai, Tomiță, hai, hai! Măriucă! Ce zici? Nu e cam mică? Nu e, dragă, e la marele fix. În cap 20 lejer aici. Tanțo, acum ștergi geamurile, aranjezi cât de cât pe aici. Ești o comoară, Tomiță, ești o comoară, da? Fii atent, te duci la Gelu, iei niște bani, cumpărați-te la vabilă să dați și voi o față la pereții ăștia. Uite, poate găsim și... O bucată de tablă trebuie să fie pe undeva. Mai avem nevoie de pupitre, ia vină încoace. Tomiță. Ia niște bani pe care voiam să le... Oricum ăștia sunt ca termite, le rup tot. Dacă vin, să aibă și unde să învețe săraci, nu? Dacă nu, nici să dăm o îmbâlbâială cu pregătirile. Oricum, mai reparăm noi pe parcurs. Întrebări? Observații? Completări? Bun.
Am revenit, dragi prieteni. Domnule Eduard Petrescu, filmul nu avea titlu. Filmul nu avea titlu pentru că, recunoaștem, inițial a fost gândit ca partea unui pachet și va continua să fie folosit ca partea unui pachet de pregătire pentru lucrătorii comunitari. Asistentele medicale, asistenții sociali, profesori și așa mai departe, în care încercăm să le arătăm că în viața de zi cu zi există situații și există modalități de manifestare a discriminării care afectează foarte tare copiii, afectează familiile, afectează diversi oameni, dar pe care, din păcate, nu le percepem întotdeauna ca fiind discriminare. Nu le conștientizăm sau, se întâmplă uneori, să ni se pare că este o situație acceptabilă. Noi încercăm să arătăm că această situație, pe de o parte, există și, pe de altă parte, este inacceptabilă și că trebuie, într-un fel sau altul, identificată în prima fază, dacă există, sau prevenită, în așa fel încât să nu apară. Mai sunt și alte variante ale acestei dramatizări, să spunem, atât într-o grădiniță, cât și într-un spital. Din păcate, dintre cazurile care apar reclamate la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării, întâlnim situații de acest gen aproape în toate serviciile publice. Și există, din păcate, repet, un grad relativ ridicat de toleranță la situațiile de discriminare și stigmatizare și există stigmatizare și discriminare pe diverse criterii, și etnice, și de venituri, și de gen, și așa mai departe. Și toate acestea cred că trebuie să prezentate și trebuie să acceptăm realitatea. De multe ori, și aici avem inclusiv rapoarte externe, chiar vizitatori externi, cum a fost raportorul ONU. Din păcate aici apare de obicei problema când vin raportori din străinătate și identifică o problemă despre care noi știam că există, dar pe care nu o luam în seamă. Când vine cineva aici, din afară... Aici raportorul despre care vorbim, care este un raportor al Națiunilor Unite pe probleme de sărăcie, a identificat această problemă și a pus-o în raportul lui. Raportul a fost și făcut public, cred, anul trecut. Există o tendință de a spune că lucrurile sunt rezolvate. Și aici, de la nivelul Bucureștiului, cred că pot să înțeleg de ce oarecum prezentarea se face așa. Din punct de vedere al legislației, într-adevăr, e foarte dificil să spui că legislația, prevederile legislației, discriminează în vreun fel. Legislația interzice orice fel de discriminare. Legislația a pus în practică inclusiv mecanisme de raportare a discriminării, cum este Consiliul Național de Combatere a Discriminării. Practica însă este cu totul și cu totul alta. În practică, această legislație nu se respectă. Din păcate, în practică, fie nu există suficiente resurse pentru a pune în practică legislația, fie oamenii nu sunt suficient de bine pregătiți pentru a înțelege toate situațiile în care, cu voia sau fără voia lor, încalcă anumite principii. Și atunci, trebuie să reușim să egalizăm, să spunem, situația din legislație sau prevederea legislației cu faptică, cu realitatea. Discriminarea și segregarea la nivelul școlii e un fenomen destul de prezent și pe mai multe dimensiuni. Există chiar o recunoaștere la nivel oficial a acestei situații și anul trecut am reușit să promovăm împreună cu Ministerul Educației, de fapt Ministerul Educației cu puțin sprijin tehnic din partea UNICEF, va continua și anul ăsta, am reușit să promovăm un ordin de prevenire a segregării școlare și de desegregare. El urmează să înceapă să fie pus în practică încă din anul școlar acesta, pentru că situațiile de segregare școlară se întâlnesc în mai multe medii, în mai multe feluri. Sunt, din nefericire, victimele acestor segregări și copiii mai săraci, și mai ales copiii mai săraci, și copiii romi, care, din păcate, sunt printre cei mai săraci, dar și alte categorii de copii, inclusiv copiii cu dizabilități. Și chiar există, poate există în multe cazuri, această dublă discriminare. Când ești un copil rom și cu dizabilități, atunci fenomenul de discriminare la care ești supus este chiar cu atât mai grav. O să vă propun să facem acum o mică pauză la această idee. Vom reveni. Dragi prieteni, pauză de publicitate. Asta este lumea în care trăim. Revenim, vorbim despre segregare, discriminare cu Eduard Petrescu, coordonator programe în cadrul UNICEF. În cele ce urmează, invitatul de la Un ceai cu rom ne dezvăluie care a fost sursa de inspirație a filmului de scurt metraj. Tot acum aflăm amănunte despre realizatorii peliculei. Rămâneți cu noi!
De pe site-ul UNICEF am aflat că 25% dintre copiii romi învață în clase segregate. Nu e un procent mic. Este un procent foarte mare și faptul că învață în școli segregate, din păcate, este completat și de faptul că resursele care ajung la aceste școli segregate sunt mai reduse decât cele care ajung la o școală normală. Aici e un paradox. În mod normal, finanțarea în educație se face printr-o alocație care depinde de numărul de copii. De numărul de copii, da. Noi avem o cercetare care ne arată că, deși alocația este aceeași pentru fiecare copil, indiferent de unde este copilul, în realitate banii care rămân la nivelul școlii depind de locația în care se află școala. Și aici o explicație este foarte simplă. Cadrele didactice care au pregătire mai bună, certificări mai multe, salarii mai mari implicit și experiență mai mare, zicem, sau la școli mai bune. Sunt în școlile mai bune. Da, automat aceste cadre didactice au salarii mai mari și automat există un retransfer al resurselor pentru a asigura salariile pentru acele cadre didactice. Iar în zonele rurale dezavantajate, în comunitățile de romi, din păcate se află școlile în care cadrele didactice sunt mai puțin pregătite, în sensul de cu mai puține... Adică asta ar fi cauza, exact. Salariile cadrelor didactice exact. Diminuează banii care se aduce către școală. Nu există un buget pentru salarii și un alt buget pentru există alte... Există numai dacă există, dar salariile trebuie să asigurate, deci asigurarea salariilor este o prioritate și atunci există o diferență între școlile care au profesori mai buni, mai bine pregătiți, cu salarii mai mari și de finanțare. Diferență semnificativă uneori, este. Dar filmulețul și de calitate. Și de calitate, pentru că în final, de fapt aici avem o problemă. Școlile aflate în zonele dezavantajate nu au șansa de a beneficia, și aici știm deficitul de profesori care este în zona rurală, nu au șansa de a beneficia de profesori bine pregătiți. Dar situația filmulețului, domnule Petrescu, nu arăta o școală dezavantajată. Nu, din păcate, segregarea despre care vorbea filmulețul se petrecea chiar într-un oraș. Ne puteți spune despre ce oraș e vorba? Nu știu exact detalii despre localitate și exact numele școlii. E un oraș din Bacău, din județul Bacău? Nu. Cazul nu este din Bacău. Noi am rugat Consiliul Național de Combatere a Discriminării să ne ofere din cazuistica de cazuri pe care au avut-o și pe care unde s-au pronunțat anumite decizii ale CNCD, care după aceea au rămas valide și după instanță. Da, noi am încercat și instanță. Cu reprezentanții CNCD. Din păcate, din nu știu ce motive, n-a putut fi prezent un reprezentant al CNCD aici. E mai puțin important școala unde se întâmplă. Absolut. Deși, probabil că cei care sunt în școala aia se vor recunoaște în film. Este o problemă pentru că se întâmplă și pentru că, așa cum spuneați mai devreme, estimarea arată că în jur de 25% din copii sunt în școli și în clase segregate și probabil că asta trebuie să ne pună pe gânduri. Segregarea aceasta duce la rezultate școlare de mult mai proastă calitate pentru cei care sunt victimele acestei segregări. Și cred că asta e o urmare, din păcate, nefastă a acestei segregări, pe lângă alte urmări. Noi, în școlile în care lucrăm, am aplicat acea metodologie de evaluare a calității școlii care a fost dezvoltată de Agenția Română de Calitate în Învățământul Preuniversitar, de ARACIP. Noi lucrăm cu ei și am făcut evaluarea acolo unde nu era făcută, că în mod normal trebuie făcută conform legii, de către autoritățile locale și de către școală. Dar au existat cazuri în care nu era făcută, în cele 45 de școli în care acționăm noi. Am făcut evaluarea la începutul programului și o vom face și la sfârșitul programului, peste 2 ani de zile, la sfârșitul 2018, pe aceleași criterii, tocmai să vedem în ce măsură sprijinul pe care l-am acordat noi școlilor a fost eficient, benefic. A fost eficient și a reușit să reducă diverse tipuri de fenomene, inclusiv să ducă la o reducere sau să crească felul în care școala devine inclusivă, să reducă discriminarea, să reducă poate segregarea, dacă la momentul în care s-a făcut evaluarea inițială a existat segregare. Tipul ăsta de abordare cred că este una corectă și necesară și cred că ar trebui să fie aplicată în toate școlile, dar cu sprijinul necesar. Ea nu se poate întâmpla, doar cu resursele pe care școlile le au acum. Școlile trebuie sprijinite, atât de la nivel județean, corect,
de către inspectorate și de către Centrul Județean de Resurse, cât și de la nivel național, prin diverse programe. Și unul dintre programele care ar putea să sprijine genul ăsta de inițiative sunt și fondurile europene. Să sperăm că ele vor fi deblocate pentru a putea să fie utilizate. Am câteva situații concrete despre care vreau să fac, la care vreau să fac referire acum. Asta doar ca să dăm un exemplu că se poate combate, se pot combate astfel de atitudini. Este o școală din județul din Iași. Școala, pot să le și spun, sunt publice, de altfel sunt școli care au fost amendate de către CNCD, școala Bogdan Petricei cu HD-ul din Iași, pentru segregarea copiilor de etnie romă în corpul C al școlii, în calitatea actului educațional și așa mai departe, și de asemenea școala gimnazială Mihail Sadoveanu din Fălticeni, județul Suceava, pentru segregarea, deci au fost amendate pentru segregarea pe clase a copiilor de etnie romă, și pot să și spun școala Bogdan Petricei cu HD-ul din Iași a fost amendată cu 3.000 de lei, școala, o secundă, CNCD 3.000 de lei, școala Bogdan Petricei, 5.000 de lei inspectoratul județean Iași, și asta e important, poate că și dacă inspectoratul și amendă, atunci poate că ia măsuri. Inspectoratul cred că are un rol important în a controla că astfel de segregări nu se întâmplă. Și de asemenea 2.000 de lei inspectoratul școlar județean Suceava. Este o soluție și trebuie prezentate astfel de soluții, dar 2.000 de lei, 5.000 de lei poate nu înseamnă prea mult, domnule Petrescu. Nu știu dacă suma în sine e importantă. Faptul că primești o amendă din partea CNCD, cred că e un semnal important. Cred că pentru autoritățile județene, care oricum, și aici vorbim de inspectoratul școlar județean, dar nu numai pentru cele județene, ci și pentru cele naționale, e un semn de mare alarmă. Adică ar trebui să urmărești, dacă o școală de-a ta a primit o astfel de amendă, ar trebui să urmărești că situația de acolo nu se mai repetă. Înțeleg că există condamnări similare și pentru încălcarea dreptului la educație a unor copii, romi, copii cu dizabilități și așa mai departe, care nu au fost înscriși în școală din vari motive. Chestiunea asta trebuie să continue. Aici avem însă o limitare a capacității Consiliului Național, care nu este, din păcate, nu poate să fie omniprezent, nu poate corect, să... Corect. Și aici, tocmai de aceea, cred că e important să punem în practică mecanisme de prevenire. Conștientizarea să... în alt fel, așa cum ați făcut dumneavoastră cu acest filmuleț. Directorul unei școli trebuie să știe de la început și să știe, pe de-o parte, că nu este acceptabil să facă așa ceva și să fie asistat pentru a dezvolta cele mai bune mecanisme să evite astfel de segregări. Într-o comunitate în care toți membrii comunității sunt de o singură etnie, acolo sigur nu poți vorbi de segregare, de segregare. Asta este, da. Dar când avem mix de etnii într-o comunitate, chestiunile trebuie să înceapă să fie gândite. Trebuie să fie discutate de către membrii comunității. Discutam noi înainte de emisiune, am avut o mică discuție și vorbeam despre atitudini, astfel de atitudini ale profesorilor, ale cadrelor didactice, ale autorităților, și despre faptul că la un moment dat vorbim despre interesul copilului, acolo ăsta e cel care primează. La un moment dat copilul se obișnuiește, sau cel discriminat se obișnuiește cu această situație în care este dat tot timpul deoparte. Și aș vrea să fac aici, să dau aici un mic exemplu. E caz real întâmplat unor prieteni de-ai noștri care și-au dat copilul la o grădiniță privată de data aceasta. Și la un moment dat s-a dus mămica să-l ia de la grădiniță, a vrut să meargă la toaletă și copilul i-a zis, a vrut mama să-l ducă și copilul a zis, stai mami, noi intrăm ultimii. Cum adică? A început să-și pună întrebări mama. S-a dus de mai multe ori și a observat un fenomen. Băiețelul de etnie romă era pus ultimul să spună poezia la serbare, era pus ultimul când se făcea un rând, și atunci copilul s-a obișnuit cu această situație, stai mami, noi suntem ultimii. E extrem de trist, dureros chiar că se întâmplă. Aici se pune întrebarea de ce la o școală privată, unde acolo se plăteau niște bani și se oferau niște servicii, dar e o situație... Da. Cred că aici, privată sau publică, școala trebuie să răspundă unor criterii de și unor principii. În cazul ăsta, răspunsul directoarei la întrebările mamei a fost, avem foarte mulți copii care așteaptă la rând, dacă vă convine, bine, dacă nu plecați. Nu cred că e în regulă, chiar dacă e privată. În mod sigur nu era un răspuns în regulă și sunt convins că părinții respectivi aveau tot dreptul să înainteze un fel de acțiune de vreun fel, inclusiv către CNCD. Aici mai intervine un aspect. Vorbeați despre obișnuința cu discriminarea. E o realitate tristă. Mulți concetățeni de-ai noștri confruntați cu stigmatizarea și discriminarea au depus armele, au încetat să mai lupte. Au luat-o ca pe o stare de fapt. Exact.
Aici, pe de-o parte, trebuie realimentată capacitatea asta a autorităților publice de a avea un comportament discriminatoriu. Trebuie însă crescută și capacitatea oamenilor simpli, prin diverse mecanisme, inclusiv campanii de conștientizare, să știe că au drepturi și să știe care sunt mecanismele la care pot apela, pe de-o parte să fie sprijiniți în accesarea acelor drepturi sau să poată să facă diverse plângeri dacă drepturile lui le sunt încălcate. Pentru că, până la urmă, ăsta este mecanismul prin care reușim să răspândim această cultură a drepturilor. Nu este numai legea. Revin la ce spuneam înainte. Legea spune, da, toată lumea nu trebuie să fie discriminată. Este practica. Practica este compusă, în final, din două părți. Cel care acordă servicii și cel care primește servicii. Corect. Și cel care acordă servicii trebuie să știe că trebuie să o facă într-un fel nediscriminatoriu și cel care primește servicii trebuie să știe că trebuie, are dreptul la un tratament în care să nu fie discriminat. Și toate chestiunile astea trebuie să fie făcute într-un program coerent în care să investești. Încercăm să facem lucrul ăsta la Bacău. Noi la Bacău le spunem beneficiarilor, celor care sunt incluși în serviciile, primesc serviciile integrate de acolo, le spunem, aveți dreptul asta, aveți dreptul asta, aveți dreptul asta. Încercăm să-i educăm și să-i împuternicim să înțeleagă că sunt niște drepturi, să și le și ceară. Pentru că, din păcate, și aici e probabil o lecție pe care am învățat-o de la nivel global, nu e o lecție doar în România, n-ajunge numai să prevezi în legislație că există niște drepturi, ci trebuie să-i ajuți pe cei care le au să le și ceară atunci când nu le au. E interesantă și cumva completă abordarea asta, aceasta a UNICEF-ului. Pe de o parte, iată, vedem un filmuleț în care ni se spune, ni se arată o situație din care reiese așa nu trebuie să se întâmple, o situație care generează astfel de reacții în fiecare dintre noi. Pe de altă parte, știu că ați realizat programe în care ați promovat modele culturale în comunitățile respective pentru a le arăta copiilor că, iată, există oameni care și-au depășit condiția. Știu că la un moment dat chiar noi am fost cu dumneavoastră într-o comunitate unde l-ați dus pe Smiley, unde le-ați arătat copiilor, iată, un om de succes, da, o vedetă. Dar vorbeați dumneavoastră, povesteați înainte de emisiune și despre acele vedete locale, modele pozitive locale. Aici, de foarte multe ori în comunitățile dezavantajate și vulnerabile, cele Roma fiind incluse aici, așteptarea oamenilor de acolo pentru rezultatele și realizările copiilor lor sunt foarte mici. Și copiii înșiși au rezultate și așteptări foarte mici. Bine, la prima vedere, dacă îl întrebi, vrea să facă astronaut. La a doua vedere, spune că dacă termină clasa 8-a ca să-și ia carnet de condus, e fericit. Așteptările sunt foarte mici. Încercăm prin acest program de modele pozitive să le arătăm că prin educație pot să își atingă potențialul. Și în trecut am avut exemple de la nivel național, diverse vedete, scriitori, jurnaliști, așa mai departe, muzicieni. Încercăm să aducem mai aproape modelele de ei și am încercat și am făcut chestiunea asta să identificăm modele chiar din comunitatea lor. E mult mai ușor să relaționeze cu cineva care a locuit cu ei pe stradă sau la două străzi alături și să înțeleagă că acea persoană, cu o motivație, cu sprijin, cu părinți care susțin copilul, că și aici e o chestiune foarte interesantă, părinții înșiși sunt destul de puțin optimiști vis-a-vis de o posibilă carieră a copilului. Și părinții trebuie să vadă că prin educație copilul poate să-și atingă, să ajungă în altă situație. Trebuie și o educație a părinților. Absolut. Aici tipul ăsta de abordare nu se face numai către copil să motivăm copilul, se face către copil și către familia lui să motivăm și copilul și familia. Și e o experiență foarte interesantă. Se petrece în diverse comunități și aici sunt și familii Roma, dar nu numai, ne adresăm cu acest tip de abordare tuturor familiilor și copiilor dezavantajați și încercăm să facem tipul ăsta de abordare o practică curentă a școlii. Că până la urmă și școala are nevoie să-și motiveze elevii și părinții. Absolut. Elevilor. Asta e rolul ei până la urmă. Să înțeleagă că merită să investească în educație. Care ar fi următorii pași pe care îi face UNICEF-ul, domnule Eduard? Aici, pe de-o parte,
ce testăm în Bacău o facem cu două obiective serioase. Să vedem dacă merge. Asta e unul dintre obiectivele oricărui test. Și doi, să învățăm lecțiile necesare și să construim toate mecanismele pentru o replicare a ceea ce testăm la în Bacău. La nivel național. La nivel național. Conceptul de servicii integrate, ca să zic așa, a început să fie din ce în ce mai prezent, din ce în ce mai discutat, apare în tot felul de documente, a apărut inclusiv în recentul program de guvernare publicat la începutul acestui an și exemplul nostru din Bacău este o dovadă că se poate pune în practică. Nu o să pretindem că este ușor, nu o să pretindem că nu există provocări, nu o să pretindem că totul se întâmplă peste noapte, dar o să pretindem că din punctul nostru de vedere, din punctul de vedere al autorităților locale, din punctul de vedere al beneficiarilor, este un program care trebuie să fie extins și toți copiii și toate familiile din România ar trebui să beneficieze de un astfel de program, pentru că e foarte clar că are valoare adăugată, e foarte clar că ne face să concentrăm investiția în copil, în așa fel încât să evităm ulterior ca același copil să fie supus unor riscuri de unde foarte greu îl mai putem întoarce. Un copil care a abandonat școala, foarte greu se mai întoarce la școală. Un copil care a abandonat școala de foarte mulți ani, foarte greu mai reușește să recupereze, chiar cu programe de a doua șansă, care nu sunt, din păcate, foarte eficiente. Un copil care a ajuns să fie separat de familie din diverse motive legate de sărăcie, legate poate chiar și de violență, cu greu se va mai întoarce în familia aceea. Putem însă să prevenim. Un copil ajuns în spital cu o situație gravă de sănătate va avea nevoie de o perioadă îndelungată pentru a se reface. Putem să prevenim aceste situații. Asta încercăm noi să promovăm. Sperăm că modelul din Bacău este suficient de convingător. Continuăm să investim în el în următorii 2 ani. Va exista o evaluare undeva după sfârșitul lui 2018. Și sperăm ca să ne revedem în 2018 și până atunci să putem spune da, a dovedit că este funcțional, da, este deja preluat și de alte județe, da, are și efecte serioase, semnificative, inclusiv la nivelul comunităților rome. Am vrea să spunem chestia asta, chiar dacă n-a fost gândit ca un program exclusiv pentru comunitățile rome. Dar romii fiind, vulnerabil mai mult decât restul populației, automat ei beneficiază mai mult de acest tip de program. Așa să fie, vă mulțumesc pentru ce ne-ați spus, mult succes aveți în continuare și vă așteptăm până la finalul 2018 la acea evaluare, vă așteptăm ceva mai devreme cu celelalte filmulețe, pentru că sunt 3 filmulețe pe care UNICEF-ul le-a realizat. Acesta pe care l-am văzut legat de școală, mai este unul legat de grădiniță. Absolut, și unul legat de serviciile medicale. Legat de servicii medicale. Sunt foarte importante pentru că dincolo de toate ele, prin partea artistică, modifică mentalități și cred eu că acest lucru este foarte important, modificarea mentalităților. În momentul în care înțelegem că lucrurile trebuie să meargă pe drumul cel bun, trebuie schimbate anumite situații, atunci se pot găsi soluții. Dacă de aici, din gândire și din mentalitate și din atitudine, nu vrem, înseamnă că nu găsim nici soluții. Absolut. Și prima și cea mai importantă mentalitate trebuie să fie cea a lucrătorilor publici. Ei sunt angajați în slujba publicului. Ei trebuie să fie ultimii care să aibă mentalități, să spunem, îndechite sau discriminatorii. Să aibă mentalități, da, corect, și să aibă mentalități sănătoase. Încă o dată vă mulțumesc, domnule Eduard Petrescu. Mulțumesc. Dragi prieteni, emisiunea Și eu m-am născut în România continuă. Spre final, ascultați muzică bună cu cei mai îndrăgiți artiști. Urmăriți cea mai mișto emisiune cu și despre romi.
mare te doboară. Inima și inimeară, ce foc mare te doboară. Mă doboară o boală grea, dorul și cu dragostea. Mă doboară o boală grea, dorul și cu dragostea. La poartă, la brăhăinița, ne-a furat o țipuicuța. Aș da cai și căruța, numai să-i sărut gurița, draga mea. Inimioară ca la mine, nu mai da toamne pe lume. Că destul mi-ai dat o mie, mai mult moarte decât vie. La poartă, la brăinița, mi-a furat hoții puicuța. Aș da cai și căruța, numai să-i sărut gurița ta. Beau pahar după
scos banii din buzunar. Am ajuns la finalul ediției de astăzi a emisiunii noastre. Dar am un lucru important să vă arăt. Prin puterea minții mele am să-l ridic pe Sorin Sandu. Și prin concentrarea mea. Taci, mă, și când ești concentrat vorbești? Prin puterea minții mele am să-l ridic pe Sorin Sandu fără ca el să simtă nimic. Ia să vedeți. Prin puterea minții te ridic. Vino, 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 vino. Poți să deschizi ochii? Ești la finalul emisiunii. Te-ai trezit? Da, m-am trezit. Zita, am avut... Nu o revelație. Nu știu ce s-a întâmplat cu mine. Da. Câteva... secunde? Da. Nu știu unde am fost. Cum m-am trezit eu direct aici lângă tine? Ei, o să-ți spun eu mai încolo. Ai avut... Am fost în transă, cred că. Da, da, da. În transă, da. Da. Și am ajuns la finalul emisiunii? Da. Nu se Facebook-ul. Poate. Nu se poate. N-ai visat Facebook-ul? Cât am visat ceva de Facebook acolo, dar nu, eu credeam, eu chiar umblam pe acolo, știi? Da, mă, prin Facebook umblai, deci umblai așa prin Facebook. Dar nu știu cum am ajuns deodată aici. Și dădeai like-uri paginii emisiunii Și eu m-am născut în România și dădeai mesaje tot la emisiunea Și așa eu m-am născut în România. Da, așa făceam. Asta înseamnă, asta înseamnă când intri pe Facebook. Cred că așa făceam. Da, da, da. Dragi prieteni, și voi să faceți la fel ca Sorin Sandu, da? Like-uri și mesaje pentru noi. Bine, până săptămâna viitoare, toate cele bune, te avem, Bachtale Romale. La revedere, acum meditez eu. Pa. Acione de Floresa. We'll be right back.